Cele mai veninoase specii de reptile din întreaga lume sunt prezentate în cadrul unei expoziții organizate la Complexul Muzeal de Științele Naturii din Galați. Publicul poate admira în jur de 100 de exemplare de șerpi, șopârle, broaște țestoase, dar și specii rare de tarantule, scorpion și broscuțe veninoase din colecția lui Florin Sârb. Pentru adunarea tuturor exemplarelor a fost nevoie de aproape 2 decenii de căutare a celor mai fascinante, dar periculoase reptile. Pasiunea este de mic, de când eram. Când prindeam tot felul de șerpi, șopârle și aduceam pe acasă, dar așa să am o colecție de animale exotice în urmă cu vreo 20 ceva de ani. Tot am început să cumpăr, să asta am văzut la niște prieteni ca au reptile. Am văzut ceva târguri prin Ungaria de reptile și mi-au plăcut și am zis să-mi cumpăr încet și eu reptile. Și m-am axat mai mult pe șerpii veninoși, că ăștia îmi plac. În prezent am în jur la vreo 70 de specii de reptile, 80 aproape. Șerpi, șopârle, țestoase, plus câteva specii de tarantule, scorpioni, broscuțe veninoase, melciuri așa africani și mai reprezentative așa cam toate, vreo 13 specii de șerpi cu clopoței, vreo 13 specii de cobre, vipere africane, vipere asiatice. Din topul celor 10 cei mai veninoși din lume, mamba negru, mamba verde, viperă pufăitoare, vipera de Gabon, șarpe tigru australian. Colecția de reptile vine să completeze în mod fericit punctele de atracție pe care Complexul Muzeal de Științele Naturii deja le are. Acum fiind sfârșit de an școlar, fiind o pandemie cu ceva relaxări în această vară, cu siguranță familiile cu copii vor dori să vadă și ceva inedit la Complexul Muzeal. De asta am hotărât că această expoziție va face față acestor cerințe. Cum e? Vă place expoziția? Da, foarte mult. Ce vă place cel mai mult? Tot! Șopârlele. Ce ați văzut până acum? Ia povestiți-mi așa. Șerpi cu clopoței, șerpi giganți. Broaște testoase. Broaște veninoase. Și nu vă e frică de... Puțin. Expoziția de reptile vii va rămâne deschisă la Complexul Muzeal de Științele Naturii până la mijlocul lunii octombrie.